pregătirea noastră de emisiuni, Dialoguri pentru Sănătate, ne-am gândit că ar fi bine să facem o vizită la Sovata, una dintre cele mai importante și cele mai vechi stațiuni balneoclimaterice de la noi. Odată ajunși la Sovata, avem bucuria să stăm de vorbă cu doamna dr. Suzana Pretorian, care este medic primar în balneofizioterapie și recuperare și în același timp este directorul medical al Centrului de Tratament Danubius. Știm cu toții că apa sărată și nămolul de la Sovata fac foarte bine sănătății și am vrea să discutăm mai multe despre beneficiile apei sărate și nămolului de la Sovata. În primul rând, vă mulțumesc pentru că ați venit la noi în vizită. Este o deosebită plăcere și onoare. Vă mulțumim! Aș începe prin a spune că renumele stațiunii Sovata a crescut în ultimii 10 ani datorită condițiilor deosebite de infrastructură care s-au dezvoltat în această regiune, pe lângă ceea ce mai de mult era cunoscut și recunoscut ca tratament balnear eficace. În cadrul bazei de tratament Danubius Sovata folosim apa sărată hiperconcentrată și nămolul sapropelic, care sunt extrase din lacul Ursu. Lacul Ursu este supranumit Marea Moartă a Europei, datorită nivelului foarte ridicat de sare, în jur de 300 de grame la litru către adâncime, și de asemenea conține nămolul sapropelic, pe care noi îl extragem și îl folosim practic în stare prelucrată, să spun, cu anumiți conservanți, cum ar fi cazul în care acest nămol ar fi adus de la distanță, transportat. Deci, practic, este folosit păstrându-și intacte proprietățile sale originare. Deci sunt tratamente care se fac doar aici, cu nămol? Practic, noi depozităm nămolul într-o anumită schemă care permite conservarea integrală a proprietăților sale și îl folosim pentru tratamente și de asemenea pentru profilaxie, de asemenea pentru proceduri wellness. Cele trei categorii de oferte pe care noi le prezentăm, toate folosesc nămolul și de asemenea apa sărată. Dar care este compoziția în acestui nămol de face atât de bine? Nămolul este inedit prin faptul că atât fracția anorganică, reprezentată în primul rând prin sare, cât și fracția organică, reprezentată prin acizi humici, vitamine, biostimuline, hormoni de tip estrogen, progesteron, like, sunt în concentrație mare. Este un lucru mai puțin întâlnit. În general, un nămol are o predominanță a unuia dintre cei doi factori, celălalt fiind oarecum mai puțin reprezentat. Prezența hormonilor estrogen și progesteron like, deci care seamănă cu cei de la femeie, conferă nămolului proprietăți de refacere a echilibrului hormonal la femei. Și de ce anume, de unde anume acest nămol are o asemenea compoziție? Din ce a fost creat, ca să spunem așa? Este o întrebare foarte interesantă. Practic, acest nămol s-a format prin degradarea în condiții de anaerobioză, deci în lipsă de oxigen, a microflorei și microfaunei din lac. În cadrul microfaunei se remarcă crustaceul de apă salină Artemia salina, care eliberează substanțe asemănătoare cu hormonii feminini. Aceste substanțe au fost dozate începând cu anii 1940, ulterior s-au făcut dozări la aproximativ 15-20 de ani. Ultima dozare în anul 2011 la Budapesta a relevat cantități importante de estrogen și progesteron human-like, atât în nămol, cât și în apa sărată. Practic s-au făcut dozări în laborator. Ce am constatat? Că în urma prelucrării termice, înainte de aplicare în tratament, crește cantitatea de estrogen și progesteron. Se eliberează probabil din cristalele de sare. Acest fenomen poate fi regăsit prin analize de laborator,
La doamnele care fac tratament, noi urmărim analizele înainte de a face tratamentul și la o lună după ce au încheiat tratamentul. Ne interesează la o lună după, tocmai pentru ca să putem vedea în ce măsură organismul este capabil să-și redreseze funcția hormonală. Se creează o reîntinerire la propriu și foarte precisă a sistemului reproducător feminin. Adică este o reechilibrare hormonală. Așa este. Și în cazul femeilor care sunt la vârsta fertilă, am înțeles că un tratament la Sovata poate să întârzie și menopauza, chiar cu câțiva ani. Mă bucur mult că ați spus problema de această manieră. Cu adevărat, este întârziată intrarea în menopauză cu circa 5 ani, în cazul în care persoana după 40 de ani urmează tratament la Sovata o dată la un an, o dată la 2 ani. Menopauza, din păcate, se instalează mai devreme în ultimii ani, probabil din cauza stresului, a lipsei de mișcare, deci este un efect util, prevenind, practic, ulterior instalarea depresiei, a osteoporozei, a bolilor cardiovasculare. Bucură la Sovata ne reîntinerește. Ne reîntinerește la propriu. Așa este, ne reîntinerește. Dar îi reîntinerește, am înțeles, și pe domn, nu numai pe doamnă. Așa este. De ce anume? În ceea ce privește pe domn, dânsii beneficiază de anumite avantaje, să spun așa, în sensul că pot practic să își redobândească capacitatea de efort. Foarte multă lume, din cauza vieții sedentare și în sfârșit în condiții de mai puțină oxigenare, prezintă o decondiționare la efort, care practic face persoana să se simtă obosită, lipsită de vitalitate. Domnii beneficiază din plin de beneficiile apei sărate, nămolului, a tuturor procedurilor. Se realizează atât o refacere la nivelul aparatului locomotor, cu creșterea mobilității, inclusiv a capacității de efort. De asemenea, în cazul în care au probleme articulare, acestea se ameliorează și remanența efectului este de 6 luni până la un an, în cazul unor stări post-reumatice, post-traumatisme, post-operatorii. Da, într-adevăr, Sovata, pe lângă faptul că este cunoscută pentru tratamentele în afecțiunile ginecologice mai ales, este recunoscută și pentru tratamentele în afecțiunile reumatismale, dermatologice, respiratorii și câte și mai câte. Așa este. Și pentru că vorbeați de problemele articulare, cum ne poate ajuta sarea, apa sărată și nămolul în cazul acestor afecțiuni reumatismale? În afecțiunile reumatismale, practic, sarea are un efect antiinflamator imediat și la distanță, la fel și nămolul. În afara efectului antiinflamator, se realizează o analgezie, deci practic scade durerea, se realizează o creștere a mobilității foarte rapidă. Probabil și factorul termic influențează în mod deosebit. Factorul termic, spuneți, pentru că este vorba de o apă caldă. Așa este, trebuie să la 34-35 de grade și nămolul la o temperatură de 41-42 de grade. Căldura este cedată lent, atât în cazul apei sărate, cât și în cazul nămolului și rămâne, practic, căldura înmagazinată în corp o perioadă de 3-4 și chiar mai multe ore. Acest fapt face ca efectele să fie foarte puternice, atât în cazul unor dureri reumatice de mai îndelungă durată, să spun, cronice, gonartroze, coxartroze, spondilartroze cu toate localizările, cât și în cazul post-operator, după protezare de șold, de genunchi, după operații pentru hernie de disc. De asemenea, în cazuri post-traumatice, după fracturi, luxații, entorse, inclusiv pentru sportivi. De asemenea, în cazul unor reumatisme de tip inflamator,
aflate în stadiul de remisiune, deci nu în stadiul acut, cum ar fi spondilita anchilozantă, poliartrita reumatoidă, în cazul artritei urice, în cazul artritei psoriazice, de asemenea în cazul unor deformări ale coloanei vertebrale, inclusiv la copii. Practic toată această gamă foarte largă de afecțiuni reumatice poate fi tratată în mod real, rapid. Deci într-o săptămână, în două săptămâni, se obțin ameliorări pe care poate prin alte metode le-am atinge prin două, trei cure. Într-o perioadă mai lungă. Într-o perioadă mai lungă. Și da. Aceste tratamente, în ce constau concret? Pentru că presupun că nu este vorba doar strict de băi cu apă așa sărată este. Sau împachetări cu nămol. La acestea se adaugă proceduri clasice de electroterapie, toate tipurile de proceduri de electroterapie, procedurile de hidro- și hidroelectroterapie, de asemenea gimnastică, gimnastică atât în apă cât și în sala de kinetoterapie, de asemenea masaj medical, care este foarte atent standardizat, deci se respectă protocoale, inclusiv în cadrul masajelor terapeutice. Am înțeles că există și niște masaje sub apă. Așa este, se asociază uneori și cu drenajul limfatic, astfel încât să putem interveni ulterior cu gimnastica pe un teren mult mai bine pregătit. Și ceea ce mi s-a părut iarăși interesant a fost gama de tratamente împotriva afecțiunilor dermatologice. Și aici ne vorbeați puțin mai devreme despre psoriazis. Așa este. Ce este psoriazis? Așa de este. Ce apare? Multă lume nu da. Știe. Și cum poate da. Fi ameliorat? Este o afecțiune de multe ori invalidantă. Ea apare de obicei la început, la nivelul pielii. Nu există un remediu recunoscut în a vindeca această afecțiune. Practic apar leziuni, zone roșietice, cu scoame, uneori pruriginoase, un aspect inestetic, inclusiv la nivelul feței, extensia poate fi la nivelul întregului corp, apare din păcate la persoane tinere, creând probleme mari de imagine, de relaționare în cuplu și de asemenea se poate extinde la nivelul articulațiilor. Afecțiunea este cauzată 90% din cazuri de stres, un stres cronic peste 6 luni, este legat și de o alimentație care duce către intoxicare. Acești factori corelați sub influența unui anumit factor acut declanșator duc la apariția psoriazisului. Tratamentul este local, de obicei se folosesc diferite unguente, creme în mod clasic, alopat. Ceea ce oferă Sovata pentru acești pacienți este de fapt tot un efect cosmetic. Deci este important să știe ascultătorii, nu se obține vindecare în psoriazis, dar se obține o ameliorare de lungă durată, câteva luni, fără niciun fel de efect secundar. Se realizează palidarea zonelor roșiatice, dispar scoamele, pielea se rehidratează, practic persoana obține ceea ce ar obține cu efecte secundare uneori, în cazul ungüentelor, fără astfel de probleme și având și alte beneficii pentru articulații, pentru alte zone din corp. Deci este un tratament bun. Pot să spun că multă lume apelează, inclusiv din străinătate, pentru psoriazis, la împachetări cu nămol la apă sărată. De asemenea, dermatita atopică, aceasta apare la copii, de multe ori legată de alimentație, am văzut ameliorări în două săptămâni. De plină ameliorare, nu mai există nicio leziune de dermatită atopică pe corp și nici nu reapare timp de o jumătate de an, mai ales în condițiile în care se corectează un pic și alimentația. Și alimentația și presupun că și produsele de îngrijire, pentru că de foarte multe ori am înțeles că și produsele cosmetice pe care le folosim în mod normal pot să ne facă rău. Pot induce atopii, așa este. Avem o anumită formulă pe care noi o recomandăm după tratament pentru cei care ar putea să aibă recăderi.
și alte afecțiuni în care sovata este recunoscută pentru tratamentele sale? Bolile respiratorii vin foarte multe familii cu copilași. S-a observat că după o cură la sovata de o săptămână, de două săptămâni, crește foarte mult imunitatea. Practic, copiii care în mod obișnuit răceau de 2, 3, 4 ori pe an, nu mai răcesc. Această întărire a imunității durează uneori chiar până la un an. Deci, practic, în infecțiile respiratorii recurente, superioare, inferioare, indiferent de vârstă, este foarte utilă folosirea apei sărate sub formă de aerosol sau inhalații. De asemenea, în bronșitele astmatiforme, în astmul bronșic alergic, în rinite cronice sinuzite, faringolaringite, amigdalite cronice, tratamentul este foarte util și inclusiv după o pneumonie în care s-a folosit antibiotic timp mai îndelungat, apare o hiperreactivitate bronșică care ar dura poate și două luni la unele persoane. Dacă se face tratament sovata în prima lună, dispare foarte rapid. Deci nu mai există hiperreactivitatea aceasta post-antibioterapie. Și în cazul tuturor acestor afecțiuni, pacienții care vin la sovata, am înțeles că vin cu un dosar medical și iau un pachet de tratament, dar primul lucru când ajung la centrul de tratament Danubius, li se face o consultație medicală de către medicul specialist al centrului și apoi li se recomandă un tratament personalizat. Așa este. Toată lumea prima dată este primită în cabinetul de consultații, se urmăresc analizele pe care dânsii le aduc, se are în vedere afecțiunea principală pentru care ei se adresează, dar în măsura în care putem, încercăm să găsim cauza care a declanșat acea afecțiune. De multe ori, din lipsă de timp, dânsii nu pot să aibă în vedere acest fapt. Și atunci încercăm să-i sensibilizăm asupra faptului că dacă pot ține sub control factorul cauzal, ei vor veni la sovata nu pentru tratament, ci pentru prevenire, pentru relaxare, ceea ce dorim, desigur, la cât mai multă lume. Sau chiar dacă nu ai ajuns să ai anumite afecțiuni, să dezvolți anumite afecțiuni, pur și simplu, de exemplu, dacă știi că în familie ai avut foarte multe cazuri, bunici cu afecțiuni reumatismale, poți să te gândești tu pur și simplu să vii preventiv la sovata ca să faci o cură, chiar dacă încă nu suferi și tu de acea afecțiune. Ați menționat un punct foarte important. Ceea ce noi constatăm este că în ultimii 5 ani, circa 50% dintre cei care se adresează pentru tratamente de tip reumatologic sunt persoane care fac prevenție. Deci sunt persoane care, observând ameliorări la foarte mici modificări de mobilitate, de, să spun, forță musculară, ei practic înțeleg că le face foarte bine să repete și în felul acesta devansează cu mulți ani instalarea fenomenelor artrozice. Da, adică dacă dimineața te trezești și te miști puțin mai greu, te dor articulațiile mici, ar fi bine să faci o cură la sovata. Este un lucru bun, ei revin unii pentru a 6-a, 7-a, 8-a oară și ne spun că după sovata, timp de o jumătate de an, un an, practic nu-și simt articulațiile. Deci ei sunt ușori, mobili și starea de spirit de asemenea se îmbunătățește foarte mult. Este un climat sedativ. Da. Din fericire se asociază și factorul climatic și ambiental, care ne avantajează, să spun, față de poate de alte locuri. Faptul că nu există efort de aclimatizare mare ușurează practic tot ceea ce noi dorim să obținem prin tratament. Nu este faza aceea de adaptare care poate crea dificultăți. Deci organismul intră foarte bine în starea de relaxare, noi spunem parasimpaticotonie, astfel încât procedurile aplicate acționează mult mai eficient și mai profund.
Și trebuie să spunem că în centrul de tratament Danubius există piscine cu apă din lacul Ursu, da, care pot fi disponibile oricând, chiar și iarna se aduce apă din lacul Ursu, se încălzește tot așa pe la 34-36 de grade Celsius, nămol la fel, se aduce din lacul Ursu și așa, indiferent de anotimp, tu poți beneficia de aceste tratamente. Da. Adică nu trebuie neapărat să aștept să vină luna iulie sau luna august ca să-ți faci aici concediu. Așa este, practic funcționarea este permanentă, pe la mijlocul lunii iunie până la începutul lunii septembrie. Se poate beneficia și de îmbăiere în lacul Ursu, un lac helioterm cu stratificare pe verticală atât a temperaturii cât și a salinității, cu un strat de apă dulce la suprafață care are efect protectiv pentru persoanele care ar avea creșteri de tensiune și pentru probleme reumatologice și pentru cele ginecologice, dar desigur nu este un cadru controlat așa cum e într-o bază de tratament. Da, dar poți să te duci așa pur și simplu pentru ca să vezi relaxare, cum e, pentru relaxare, da, da. Cu atât mai mult cu cât dacă stai la centrul de tratament Danubius și la hotelurile Danubius, da, ai intrarea gratuită este la lacul Ursu liberă, și poți să, da, te duci și tu, da, să vezi cum e și acolo, dar bineînțeles, da, tratamentele este indicat să fie făcute în centru. Aș vrea să spunem puțin, da, ce înseamnă acest lac și cum este stratificat după temperatură și după concentrația de sare. Da, este un subiect foarte interesant, studiat încă de prin anii 1900. S-a constatat că de la adâncime către suprafață există o stratificare a salinității. Apa este foarte sărată în adâncime, chiar spre 350 de grame ajunge în anumite zone. Salinitatea scade treptat spre suprafață, dar la adâncimea între 1,5-2 metri există un loc de salt salin, îi spunem strat mezoterm, o zonă în care concentrația de sare este ridicată, foarte ridicată. Spre deosebire de apa din bazinele noastre din piscine, unde avem 150 de grame la litru, în lac poate ajunge la 200 de grame la litru. Saltul de temperatură în acest 1,5-2 metri zona mezotermă, vara, la începutul lunii iunie, se pot măsura în jur de 45 de grade Celsius, depinde desigur și de numărul de zile însorite consecutive, dar aceasta este o valoare care noi o măsurăm în mod obișnuit vara. Practic, faptul că la nivelul membrelor inferioare avem o temperatură, să spunem, în 40 de grade, ca să spunem media, până spre sfârșitul sezonului, în zona de mijloc 30 de grade, mai sus puțin mai scăzută, iar la nivelul gâtului, în momentul imersiei, în jur de 25 de grade, realizează un efect de antrenament vascular, de relaxare a musculaturii, de scăderea inflamațiilor, cu totul deosebit. Senzația de plutire, de asemenea, relaxează foarte mult, deci, practic, omul trece într-o altă stare care îl influențează și psihologic. Repunerea în formă în aceste condiții se realizează foarte rapid, în câteva zile. Deci ceea ce în alte modalități aș obține în câteva săptămâni, aici obțin în câteva zile. Ceea ce e interesant că în Sovata există foarte multă sare, așa este specificul geologic. Cu toate acestea, vegetația este verde și este verde aproape tot timpul anului. Este un paradox, pentru că în mod normal, pe glob, acolo unde sunt zone foarte sărate, nu există această verdeață. Practic, e o îmbinare între mare, munte, cu totul deosebit. Este un cadru aparte, pentru că în anumite zone de pe glob, așa cum spuneați, în locurile cu sare, parcă sunt peisaje de deșert. Da. Aici este foarte multă verdeață. De asemenea, în jurul lacului sunt trasee amenajate care intră până în pădure, practicabile inclusiv
pe ploaie, deci nu ne deranjează dacă plouă. Și în felul acesta oaspeții pot beneficia și de încărcarea cu aerosol negativ din jurul lacului. Există o zonă pe care se poate practica alergarea. A fost gândit totul special pentru a putea asigura atât tratament, cât și prevenție, cât și relaxare. Și, într-adevăr, există pachete pentru tratament, pentru prevenție, pentru relaxare. Așadar, nu trebuie să ajungi să suferi de vreo afecțiune, pentru că știm cu toții, cel mai bine este să previi decât să tratezi. Și atunci, pentru prevenție și pentru o viață sănătoasă, o cură la Sovata este fantastică. Este cu totul deosebită. În ceea ce privește pachetele pentru prevenție, aș menționa, în afara curelor balneare, care sunt cu indicație pentru boli reumatologice și ginecologice, cu scopul preventiv. Și în cazul acestor tratamente pentru prevenție, se începe cu o consultație medicală. Așa este, da, este important de menționat. Există pachete pentru prevenție cu viză directă pentru stres, este pachetul antistres și de asemenea un pachet generic de prevenție în care se poate beneficia fie de linia de detoxifiere, fie de linia de reenergizare, fie de linia de scădere ponderală. Asta este foarte interesant, cu linia de scădere ponderală. Este foarte actual, din păcate, numărul persoanelor cu obezitate și de aici cu diabet crește alarmant. Și cum te ajută Sovata să scazi în greutate? Și aici există și un regim alimentar aparte în acest pachet. Da. Noi discutăm cu fiecare persoană în parte. Ne interesează care e punctul de pornire, deci care sunt cunoștințele minime ale persoanei legate de alimentație. Facem recomandare pentru un anumit fel de a se alimenta. Și în același timp îi indicăm un anumit mod de alimentație în cadrul restaurantelor care aparțin hotelurilor Danubius, astfel încât să poată observa rezultat cât mai rapid, ca să fie încurajat să continue. Startul este întotdeauna cel mai greu. Noi acest lucru încercăm să-l obținem, să luăm startul, da, pentru că după aceea este mai ușor. Practic, în afara nutriției, ne referim și la detoxifiere. Aceasta, în mod direct, ajută la scăderea în greutate și, de asemenea, facem un mic program de reantrenare la efort în funcție de greutatea la start a persoanei. Și lucrurile sunt foarte simple. Este necesară doar un pic de ordine și puțină informare. Și apa sărată ajută? Aceste băi de aici ajută, da, și inclusiv în pachetările cu nămol, inclusiv la detoxifiere. Așa este. Și la scăderea în greutate. Da. Foarte interesant. Da. Înseamnă, da, că apa sărată de aici și nămolul de aici, într-adevăr, au niște proprietăți extraordinare, sunt cu totul și cu totul extraordinare. Sunt cu totul miraculoase, așa credem și noi. La început, noi nu am conștientizat la întreaga dimensiune acest fapt. Toate beneficiile acestui nămol, da, și acestei apă sărate. Pot să spun că pacienții, într-o anumită măsură, sunt cei de la care învățăm. Ei, revenind de foarte mulți ani și spunându-ne cum se simt și ce anume s-a îmbunătățit în starea lor de sănătate, noi învățăm de la ei. Deci corect, este o discuție de informare cu dublu sens între noi și pacient și încurajăm să se manifeste. Și pe baza acestui feedback de la pacienți, înțeleg că se fac și o serie de studii. Adică nu așa doar este, vorbim despre, ci așa într-adevăr este, se fac și studii de laborator asupra acestui nămol și pot asupra apei sărate. Pot să menționez doar atât că verificarea efectelor hormonale ale tratamentelor pentru infertilitate a pornit de la multe observații ale pacientelor noastre și putem spune cu adevărat se ameliorează profilul hormonal, inclusiv la nivel hipofizar, la nivel hipotalamic, deci impactul este
de la centrul de comandă al axei de reglare neuropsihoimunoendocrină, este un cuvânt un pic lung, compus, dar reflectă cel mai fidel efectul de armonizare, acțiune pluristructurală sincronă de finețe al tratamentului, acum referitor la infertilitate. De asemenea, ajută foarte mult tratamentul ginecologic în momentul în care doamnele trebuie să recurgă la fertilizare in vitro. Sunt tot mai multe cazurile care necesită această procedură. Din fericire, există acest mod de obținere a sarcinii pentru a garanta implantarea embrionului, mai ales în anumite situații pe care noi le cunoaștem cu exactitate. Persoana cu 2-3 luni înainte de fertilizarea in vitro face tratament ginecologic sovata și are bucuria că ceea ce până atunci nu s-a reușit, și anume implantarea embrionului, de această dată se reușește. Adică și cresc șansele ca acel embrion să se prindă. Da, exact. Mă bucur că ați spus într-un limbaj foarte clar acest lucru. Da, este o problemă a fertilizării exact acest punct. Un endometru insuficient dezvoltat se maturează prin sovata și atunci toate procedurile pe care domnii doctori le fac, atât de laborioase, atât de sofisticate, cu acest mic amănunt duc la obținerea sarcinii și la nașterea unui copil sănătos. Îmi place să menționez acest fapt pe care l-am învățat de la colegul meu, domnul doctor ginecolog Vasilescu George. Dânsul este specialist în infertilitate de cuplu, dânsul se ocupă de paciente, deci avem specialist în problemă. Acest fapt de a duce sarcina la termen și a naște un copil sănătos, acesta este obiectivul tratamentului pentru infertilitate sovata. Da, și presupun că există și multe cupluri care după câțiva ani vin cu copilul la sovata. Vin. Este cea mai mare bucurie pentru noi, este cea mai mare bucurie. Pot să spun că rata de succes prin tratament, doar prin tratament sovata, deci acum fără alte adjuvante, hormonale sau de altă natură, este de 18,5%. Este o statistică efectuată pe 700 de paciente timp de aproximativ un an, cu tot ceea ce înseamnă documentare imagistică de laborator. Un 18,5% pe raportare din partea pacientelor. Nu suntem siguri că toate pacientele ne înștiințează după obținerea sarcinii. De multe ori sunt foarte fericite. Nu întotdeauna își amintesc să dea un mesaj. Acest 18,5% este doar pentru pacientele care ne-au anunțat, au dat telefon. Este un procent mare? Este un procent bun, da. Noi ne bucurăm mult, se apropie de procentul care a fost menționat cel puțin în anii trecuți, acum nu știu cât este, de centre de fertilizare in vitro. Desigur, noi avem indicație diferită, puțin diferită față de dânsii, nu sunt cazurile atât de grave cum sunt în cazul care necesită fertilizare in vitro. Aș menționa câteva indicații. Practic, persoanele care au îngustări ale trompelor uterine în urma unor aderențe, a unor intervenții chirurgicale, a unor inflamații în micul bazin, pot observa lărgirea trompelor, deci se dilată, practic, trompele uterine. Persoanele care au insuficiență ovariană, validată pe probe de laborator, pot constata creșterea valorilor hormonale și aici, din nou repet, inclusiv la nivel hipofizar se creează recalibrarea. Persoane care au endometrioză, persoane care au făcut neosalpingostomie de dezobstrucție tubară, deci post-intervenție laparoscopică pentru lărgirea trompelor, deoarece rămân mici cicatrici care ele însă le pot strica, să spun, în oarecare măsură, la câteva luni după intervenție, sovata face ca acel act operator să ajungă la o anumită desăvârșire.
De asemenea, și în privința rezervei ovariene? Nu aș dori să spun un lucru incorrect, ceea ce însă am văzut pe analize de laborator, făcute la același laborator, repetate. Am văzut rezervă ovariană sub valoarea 1, care pentru noi este critică, 0,50 și ceva să spunem, crescută peste 1, 1,7, 1,8. Am văzut pe analize de laborator și am văzut sarcini chiar în cazul unei rezerve ovariene mici. Deci, cumva pot să spun că organismul este atât de complex și are atât de mari resurse nebănuite, încât o armonizare a micilor factori care concură la obținerea sarcinii poate să devanseze rezultate concrete de laborator, care la prima vedere ar putea să ne ia orice speranță. Deci se poate spera dincolo de speranță cu tratamentul Sovata. Este incredibil ce poate să facă acest loc. Și până la urmă trebuie să avem încredere în natură și în aceste locuri de-a dreptul miraculoase. Așa este. România este o țară cu totul aparte din acest punct de vedere și noi ne dorim să avem cât mai multe locuri de acest fel, fiecare cu specificul său, cu factorii săi de cură. În România există într-adevăr o tradiție a stațiunilor balneoclimaterice, da. Și într-adevăr parcă este un loc binecuvântat de Dumnezeu, așa cum este un tezaur, spuneați, un tezaur al da. Europei. Și este. Chiar Papa Ioan Paul al II-lea spunea că este grădina Maicii Domnului și chiar i-am văzut statuia foarte aproape de centrul da, Danubius. Da, și acest factor spiritual este foarte important. Practic încurajăm pe cei cu care intrăm în discuție să încearcă să se regăsească pe sine în scurtul timp cât pot să vină la un seșur. Să se armonizeze cu sine și cu da, lumea. Să-și înțeleagă cumva motivațiile lor profunde și să fie mult mai încrezători în ei, în ceilalți. Am avut o surpriză plăcută în anii trecuți la taberele de Qigong. Maestrul care se ocupa de grupurile respective a fost întrebat de ce revine la Sovata. An de an au revenit și dânsul a spus că este o încărcătură energetică pozitivă, cu totul deosebită. Și este un fapt nu întâmplător că oamenii tind să revină la Sovata. Cei Dacă care au plecat doresc să revină. Dacă e un loc unde ți-a făcut bine, normal da. Că te reîntorci. Da, este o nostalgie a Sovatei într-un mod foarte interesant. Cred că nu întâmplător Regina Maria avea acest loc foarte aproape de sufletul ei. Și mai trebuie să spunem ceva, că aici te fac să te simți bine și oamenii, pentru că sunt da. Foarte amabili, politicoși, da. Îți sar în ajutor, mă bucur orice că ați problemă. Amintit. Mă bucur. Și este foarte important. Da, s-ar putea să fie aproape jumătate din tot și poate pare mult când spun jumătate, dar este într-adevăr așa, dacă 50% din tot ce e miracolul Sovata este infrastructura, factorul de cură, natura, ambientul, 50% nu mă tem să spun, reprezintă factorul uman. Sunt oameni foarte calzi, foarte primitori, înțelepți și este totul făcut cu foarte mare sinceritate, lucru pe care mi-am dat seama că n-ați observat. Da. Marketingul, de altfel, noi credem că poate avea ca fundament doar sinceritatea și faptul concret. Și pe rezultate până la urmă. Și rezultatele pe care pacienții și oaspeții le-au constatat, acelea îi ajută să revină. Noi vă mulțumim tare mult. Mulțumim. Și pe dumneavoastră mulțumim vă invităm mult. Să faceți o cură la Sovata pentru sănătatea dumneavoastră și a familiei dumneavoastră.